Spuneam într-una de mințile trecute că matematica oferă un prilej extraordinar pentru dezvoltarea actului de creație. Și vine în minte, Cristi, o situație din anii când era elev în bancă. Eu făceam deseori acest exercițiu. În timpul lecției, dacă cumva sesizam că există posibilitatea să pot particulariza o chestiune, să pot generaliza sau știu eu, îndată vă invitam și pe voi să participați la asta. Și mă amintesc la Olimpiadă în clasa a șasea, când erai tu elev, ți-ai minte că eu am fost și la școala generală atunci, ai participat la Olimpiadă și la momentul respectiv tu ai sesizat o chestie la o problemă geometrie și ai uitat de problema în sine să o faci și te-ai dus și ai compus o problemă. Chiar a fost foarte ușor de recunoscut, deși avem pe cineva care nu a făcut o problemă. Corectorii vorbeau la momentul respectiv. Tu nu făcuți decât să păstrezi sensibilitatea pe care eu vă transmisesc în lecțiile mele, și anume aceea de a încerca să faci și să gândești o anumită problemă. Ce? Să particularizezi ceva, să vezi ceva. Ei bine, da, într-adevăr, oferă o șansă imensă matematică. Și acum, hai să plecăm de la următoarea chestiune. Haideți acum, concret, să încercăm să compunem o problemă. Cum fac creatorii, propunătorii de probleme? Ce anume fac? Ce se ascunde în spatele lor? Cum deci permit să fac această explorare necunoscută? Este cunoscută formula x minus 1, să zic așa, totul la pătrat, e mai mare egal decât 0. Na, asta e o problemă. Un lucru evident. Orice la pătrat e mai mare egal decât 0, indiferent ce punem acolo în paranteză. Asta s-ar transcrie echivalent cu x pătrat minus 2x plus 1, mai mare egal decât 0. Ceea ce ar fi echivalent într-o altă scriere cu x pătrat mai mare egal decât 2x minus 1. O chestiune aparent banală. Acum, dacă în locul x-ului ăsta punem ceva, adevărul se păstrează. Deci, indiferent ce punem, asta s-a întâmplat oricare ar fi x aici. Da? Indiferent de ce x pun aici, la pătrat, și asta se păstrează, că este o formă echivalentă de scriere, deci se păstrează indiferent ce x pune aici. Hai să punem în loc de x ăsta, deci în loc de x, să spun că x ar fi egal cu, să văd dacă enumeresc, logaritm, câți logaritm decimal să zic. Logaritm din 5 plus radical din 35. Punem chestia asta să vedem la ce ajunge. Deci, în loc de x, punem logaritm din logaritm decimal din 5 plus radical din 35. Și atunci, chestiunea asta devine logaritm din 5 plus radical din 35 La pătrat. la pătrat e mai mare egal decât 2 ori logaritm lângă pătrat. Logaritm din, am și uitat să fiu, din 5 plus radical din 35 minus 1. Echivalent cu 2-ul, conform unei proprietăți la logaritm, urcă sus aici. Și este echivalent la scrie că logaritm decimal la pătrat din 5 plus radical din 35 mai mare egal decât 2-ul, am spus că conform proprietății, deci că 2 înmulțit aici, logaritm din 5 plus
Radical din 35 la pătrat minus în loc de 1 lângă din 10. Da? Logarit decimal din 10. Și asta ar fi echivalent cu scrierea logarit pătrat din 5 plus radical din 35 mai mare egal decât când vine acolo, diferența de logarit face logaritmul câtului, da? Logarit din conform proprietăților logarit. Deci diferența de logarit 5 plus radical. Așa, din 5 plus radical din 35 la pătrat. La pătrat supra 10. Echivalent cu scrierea următoare. Logarit din pătrat din 5 plus radical din 35 mai mare egal decât, adică la pătrat aici, logarit din 25 plus 2 radical, nu 2, 2 ori 5, 10. Da? De 2 ori primul al 2, 2 ori 5, 10 radical din 35 plus 35. Totul supra 10. Echivalent cu logarit pătrat din 5 plus radical din 35 mai mare egal decât 25 cu 35 face 60, deci logarit din 60 plus 10 radical din 35. Deci cumva, făcând calculele astea, ascund ceva? Supra 10. Deocamdată n-am făcut decât să plec de la o chestiune banală, da. Nu? Un adevăr, și mi-a venit în minte să înlocuiesc în loc de x logaritm baza 5 plus radical din 35 și să văd unde mă conduce chestia asta. Mm-hmm. Echivalent cu logaritm pătrat din 5 plus radical din 35 mai mare egal, aici scot un 10, se simplifică prin 10, decât logaritm decimal din 6 plus radical din 35. Iată, am ajuns la așa ceva. Asta e adevărat indiferent ce x spuneam aici. Adică asta e adevărată foarte clar și pentru x-ul, da, de mai sus. Că eu am plecat în alt adevăr. Deci totdeauna logaritm pătrat din 5 plus radical din 35 mai mare egal de logaritm din 6 plus radical din 35. Pare că nu e mare lucru. Dar dacă prezint problema așa, se dau numerele. Se dau numerele. A egal cu logaritm pătrat din 5 plus radical din 35, iar B egal cu logaritm din 6 plus radical din 35. Să se afle cel mai mare. Să se afle cel mai mare. Da? Să se afle cel mai mare. Să se afle cel mai mare dintre cele două numere. Dacă eu porneam cu problema așa. Deci dacă porneam cu problema așa, asta e problema propusă în clipa de față.